9. Se trezește mai devreme dimineața, bea mai puțin, conduce cu viteză mai mare, citește mai mult, a început să facă sport. Ține furculița altfel decât înainte, râde mai ușor, trimite mai puține SMS-uri. Face dușuri mai lungi și în loc să-și plimbe doar săpunul pe corp își freacă acum pielea cu mânușa de baie. Se rade odată la două zile, nu la patru, în fața chiuvetei, nu la duș. Încalță pantofii imediat ce s-a îmbrăcat, nu la ușă înainte să iasă din casă. Folosește ața dentară în mod regulat, iar cu trei zile în urmă l-a văzut chiar pensându-și sprâncenele n-a mai purtat de aproape două săptămâni tricoul lui de noapte preferat. Unul decolorat cu numele formației YouTube pe care îl are de la un concert la care a asistat în urmă cu 10 ani la United Center. Și vasele le spală altfel. În loc să le pună unele peste altele pe uscător, așează farfuriile și paharele ude pe prosoape întinse pe blat. La micul dejun bea o ceașcă de cafea în loc de două și o face mai slabă decât înainte. Atât de slabă încât ea se străduiește dimineața să ajungă înaintea lui în bucătărie ca să o prepare singură. În ultima vreme, conversațiile de la masa de seară în familie se axează pe idei, pe cărți. Pe articolele pe care le citește Jason și pe cursurile lui Charlie și nu se mai limitează la banalele relatări ale întâmplărilor de peste zi. Jason se poartă diferit și în relația cu fiul lui. E mai îngăduitor, mai puțin patem de parcă ar fi uitat cum să fie tatăl unui adolescent. Nu mai stă treaz până la ora două în fiecare noapte ca să se uite la Netflix pe iPad nu-i mai spune Dani niciodată. O vrea tot timpul și de fiecare dată se poartă de parcă ar fi prima oară. O privește cu o intensitate mocnită care îi amintește de felul în care se pierd tinerii îndrăgostiți unul în ochii celuilalt. Atunci când între ei încă există mister și noi teritorii de descoperit. Gândurile acestea, toate aceste mici schimbări conștientizate se adună într-un colț al minții ei în timp ce Jason stă lângă ea în fața oglinzii. E dimineață și se pregătesc pentru o nouă zi. Se spală amândoi pe dinți, iar când o surprinde privindul îi zâmbește cu gura plină de spumă și face cu ochiul. Ea se întreabă: Oare are cancer și refuză să-mi spună? Ia vreun un antidepresiv nou și mi-ascunde asta? Și-a pierdut slujba și nu vrea să recunoască? O fierbințeală grețoasă îi se revarsă în capul pieptului. Are cumva o aventură cu una dintre studentele lui și ea îl determină să se simtă și să se poarte așa? Nu, Niciuna dintre aceste explicații nu pare să fie corectă. Problema e că nimic nu este anormal în mod concret. Teoretic, situația e chiar mai bună decât era. El se poartă cu ea mai atent decât oricând înainte. N-au mai vorbit și n-au mai râs atât de mult împreună din primele zile ale relației lor. Numai că el e altfel. Altfel, într-o sumedenie de feluri mărunte, care ar putea să nu însemne nimic sau ar putea să însemne enorm. Jason se apleacă și scuipă în chiuvetă. Închide robinetul, trece în spatele ei, îi cuprinde șoldurile în palme și se lipește de ea. Daniela îi privește imaginea reflectată în oglindă și îl întreabă în sinea ei. Ce secrete ai față de mine?" ar vrea să rostească întrebarea cu glas tare. Exact aceste cuvinte. Dar continuă să spele dinții fiindcă... Ce se întâmplă dacă prețul răspunsului e chiar situația extraordinară de acum? Aș putea să te privesc toată ziua făcând asta, spune el. Spălându-mă pe dinți, hohotește ea cu periuța încă în gură. Uhum. O sărută pe ceafă, iar fiorul pe care îl stârnește îi coboară pe spate și în genunchi, astfel că pentru o fracțiune de secundă totul dispare. Temerile, întrebările, dubiile. Ryan Holder, spune el apoi, susține o prelegere în seara asta la șase. Vrei să vii cu mine? Daniela se apleacă, scuipă și-și clătește gura. Aș vrea, dar am o lecție la cinci și jumătate. Atunci pot să te invit la cină când mă întorc acasă? Mi-ar face plăcere. Se întoarce și îl sărută. Chiar și sărutările lui sunt altfel acum. Ca și cum ar fi un eveniment deosebit de fiecare dată. Hei, exclamă ea când el se desprinde. Cei, ar trebui să-l întrebe. Ar trebui să aducă în discuție toate lucrurile astea pe care le-a observat. Să deșerte sacul și să limpezească atmosfera. O parte a ei jinduiește să știe. O altă parte ar vrea să nu afle niciodată. Așa că își spune că nu e momentul acum când îi aranjează gulerul și netezește părul, trimițându-l cu un ultim sărut să-și înceapă ziua.